Sale. Eu vreau să reiterez de asemenea faptul că obligația de a nu discrimina nu aparține doar, să zicem, Consiliului, care ar trebui să examineze și să asigure că alte instituții nu discriminează. Obligația de a nu discrimina trebuie să fie prevăzută în legislație ca obligație primară a oricărui funcționar public și deja avem pentru sectorul privat, avem în codul muncii și în alte acte normative specializate. Fiecare funcționar public trebuie să conștientizeze că nu trebuie doar să se abțină, dar trebuie să aibă și un rol activ de a se implica atunci când vede un caz sau o situație sau o prevedere discriminatorie. La nivel de politici și legislație, iarăși, Consiliul are anumite atribuții, dar legislatorul nu a mers până la capăt. Spre exemplu, în cazul în care este un act normativ care prezintă probleme din punct de vedere al discriminării, noi considerăm că Consiliul ar trebui să aibă competența să sesizeze Curtea Constituțională pentru a examina constituționalitatea acestui act normativ. Deci acestea sunt doar câteva aspecte.